trebuie să fie curate, să fii îngrijit, spălat, să nu miroși urât, pentru că îți poate deteriora imaginea, poți să te faci de rușine. E vorba de la copii până la adulți, nu-i așa? Astăzi vom vorbi despre transpirație cu doamna doctor medic specialist dermatolog și estetică, doamna doctor Oana Spânu. Bună dimineața! Ei, despre transpirație putem vorbi foarte mult, pentru că, uite, ne preocupă foarte tare felul în care arătăm, felul, imaginea noastră, felul în care mirosim. Știm că nu e bine să dăm cu parfum peste miros de transpirație. Spune-ne tu, Oana, ce este transpirația, cum putem să scăpăm de ea, de câte feluri este? Transpirația ne preocupă și ne, din considerente estetice, dar ne și încurcă din punct de vedere funcțional și de foarte multe ori aceste efecte sunt la nivel psihosocial pentru individ. Indiferent că vorbim despre adolescenți sau despre adult sau chiar despre persoanele în vârstă. Transpirația în exces se definește ca fiind hipersudorație, adică o activitate crescută a glandelor sudoripare. Glande sudoripare existente la nivelul întregii suprafețe corporale sau doar în anumite zone. Și aici ne referim la axile, la nivelul palmelor sau la nivel plantar, tălpile. De multe ori, transpirația poate să fie în exces și la nivelul craniofacial, adică la nivelul pielii capului sau feței și în sfera inghinală. Cauzele transpirației excesive pot fi necunoscute, hipersudorația primară, sau cauze subiacente de tip afecțiuni medicale, stres. Adică necunoscute, ce înseamnă? Înseamnă că acolo 3% din populația globului suferă de transpirație fără să se cunoască cauza. Fie că este localizată, fie că este generalizată. Excesivă, că transpirație în exces. Da. Și cea de cauze medicale, ce înseamnă? Cauze cunoscute sunt cauze medicale, afecțiuni, de exemplu, în hipertiroidie, în diabetul zaharat, La menopauză, modificările hormonale din perioada adolescenței, dar și din perioada de menopauză la femeie. De asemenea, cauze medicamentoase sunt anumite substanțe care pot să crească această cantitate de transpirație, da. De hipersudorație. Ne-ați spus de locurile în care apare transpirația. De la axilă până la tălpi, zona inghinală, ar trebui, ele arată în vreun fel vreo afecțiune? Dacă e la tălpi sau în zona inghinală și nu e la axilă, înseamnă că e o problemă? Nu. Trebuie să se îngrijoreze persoana care are? Nu, zona în care apare hipersudorația nu este neapărat corelată cu o afecțiune sau cu consumul unor alimente sau al unor medicamente care determină hipersudorație. Însă, sunt persoane care genetic au un număr mai mare de glande sudoripare la nivelul axilelor sau la nivel palmoplantar. De exemplu, consumatorii de alcool cronic au hipersudorație palmoplantară. Le transpiră palmele cu afecțiuni, piciorile. Da, exact. Persoanele cu afecțiuni psihiatrice, persoanele cu boală Parkinson, pot să prezinte o transpirație excesivă la nivelul întregii suprafețe corporale, fără să fie anumite. Dar care este normalitatea? Să plecăm de acolo, de telespectatorii să se regăsească în partea de normalitate și după aceea în normalitate problemă. Înseamnă o transpirație ușoară spre moderată în sezonul cald. Adică transpirația de fapt ce este? Este un fenomen care are loc în condiții în care organismul trebuie să adapteze la condițiile de mediu. Adică un fenomenul de termoreglare. În momentul în care temperatura exterioară este crescută, organismul intervine prin mecanisme proprii de scădere a temperaturii corporale și atunci pierderea de temperatură are loc prin pierderea de apă. Prin transpirație, de asemenea, se elimină toxine, reziduri metabolice de la nivelul organismului. Din acest motiv, miroase de aceea miroase urât. Miroase urât în special la persoanele cu afecțiuni metabolice sau endocrinologice. În perioada, că tot menționai, perioada de menopauză, transpirația miroase urât în axile. Faptul că noi tratăm această transpirație excesivă nu înseamnă că blocăm eliminarea toxinelor însă, pentru că noi tratăm anumite zone, cele care secretă în exces și care ne creează niște condiții neplăcute de viață socială.
dar toxinele se elimină prin restul suprafeței corporale. Eu aș vrea să te întreb așa, Oana, de la ce vârstă a adolescentului sau a copilului începe, trebuie să își refacă cum ar veni stilul de viață, adică copilul trebuie să înceapă cu o igienă clară, să înceapă să folosească antiperspirante? Antiperspirantele sunt folosite, se recomandă să se folosi după perioada de 16-18 ani, când organismul deja începe să se maturizeze. Da, da. Până atunci putem folosi produse care să fie cu efect odorizant, să modifice mirosul, dar nu neapărat să aibă să nu-l oprească antisecretoare. Adică să nu blocheze glandele. Să nu blocheze, pentru că glanda sudoripară este imatură încă la o vârstă de 14-16 ani. Există un studiu cu tratament, de exemplu, cu toxină botulinică de injectare, de blocare a transpirației la copii de 14 ani. Nu, ajungem și acolo la injectare, dar există și acea piatră de alaun, piatra acră, care se folosește ca bio. Ca inhibator, inhibator de miros mai mult, mirosului. Nu știu dacă de transpirație, că umezeala nu o oprește. Da. Nu cred că blochează atât de tare. Și este metoda cea mai simplă la îndemâna oricui. Însă ea poate fi folosită de către tineri, de către adolescenți? Poate fi folosită, dar după vârsta de 16 ani este. Am înțeles. Până atunci. Copiii, pentru că am văzut că dezvoltarea lor este la vârste din ce în ce mai mici, încep de la 8, 9, 10 ani să se dezvolte ca atare, glandele acestea elimină și ele. Trebuie păstrată, da, o igienă locală extrem de riguroasă, să se spele cu săpunuri antibacteriene. Deci antibacterian, dar nu antiperspirant, e foarte interesant. Nu de a inhiba secreția glandelor sudoripare. Ok, până în 16 ani e foarte bine de reținut. Așa se recomandă. E, în rest, pentru noi adulții, ce înseamnă, cum putem să scăpăm de transpirație și dacă e bine să nu scăpăm de lichid, de apa care se elimină, nu știu, prin axilă, prin palme? Da, putem vorbi despre transpirație și ca un semnal de alarmă pentru persoană matură, pentru un adult care în tinerețe nu a suferit de această transpirație excesivă. Și deodată, poate să, deodată se trezește, constată pe parcursul a 1-3 luni că se confruntă cu aceste manifestări și atunci ar trebui să se investigheze, să consulte pe lângă un medic dermatolog și un medic endocrinolog pentru a identifica o posibilă cauză subiacentă, debutul unei afecțiuni de tip hipertiroidie, de tipul diabetului zaharat și chiar de tip tumoral, persoane care au afecțiuni renale de tip feocromocitom pot să prezinte ca una dintre primele manifestări această transpirație în exces. Deja cineva a întrebat că a folosit pastile de slăbit și transpira excesiv, dacă este o problemă acum. Poate să fie consumul acestor pastile, poate să fie corelat cu dacă aceste pastile conțin doze mici de hormoni. Nu știm de foarte multe ori conținutul exact al acestor medicamente, sau suplimente nutritive. Sau pur și simplu stresul din perioada de slăbire poate să accelereze transpirația. Și am ajuns, ați spus de stres, am ajuns la clasificarea transpirației. Poate să fie de cauză necunoscută, poate să fie determinată de stres și apropo de normalitate, este normal să transpirăm în situații de stres, fie pozitive, fie negative, însă în momentul în care această cantitate este exagerată și ne udă practic permanent îmbrăcămintea, deja depășim sfera normalității. Stresul ar trebui cumva asociat cu transpirația excesivă, nu numai în axile, ci și palmar, în mod special, mai puțin plantar. Persoane care transpiră plantar transpiră de obicei în sezonul foarte cald. De asemenea, aia care transpiră în pantofi. Da, ci că se transpiră în pantofi și iarna. Se transpiră și iarna și se poate transpira și la nivelul scalpului, la nivelul feței și atunci manevrele terapeutice sunt cumva limitative. Porțiunea superioară Cotabiță, lui Cotabiță i s-a recomandat toxina botulinică pe față și
Las sub braț ca să nu mai transpire. Am auzit că este un remediu foarte bun. Este de la primii la telefoane după emisiunea unde i s-a recomandat. Da, da, da. Tratamentul cu toxină botulinică, de fapt, e mult spus toxină, este un neuromodulator, este o substanță care inhibă activitatea simpatică, eliberarea unui mediator, acetilcolina, care va bloca hipersecreția de transpirație. Am mai auzit și de alte terapii, nu știu cât sunt de eficiente, de ionoforeză. Iontoforeza este aplicarea, este reprezentată de aplicarea unui curent la nivelul tegumentului în zona cu glande sudoripare în densitate mare, adică axile. Și ce face? Dar cât de mare este? Se efectuează în fiecare zi, curent. Este o manevră destul de neplăcută pentru că consumă timp, ai nevoie de o ședință pe zi sau până la o ședință pe săptămână. Și câte ședințe de iontoforeză? Ar trebui efectuate pe termen lung. Și se aplică, se efectuează, se decide aplicarea acestei terapii doar în cazul transpirației palmelor sau și în alte zone? Palme, picioare, inghinal, în spate? În special în axile. Aha. Și la persoanele care se confruntă cu o transpirație excesivă în zona axilelor. Există și alte metode la îndemâna oricui. Epilatul definitiv ajută? Epilarea definitivă ajută la modul că nu, nemai existând pilozitate, nu mai există riscul de a face infecții locale, foliculite, după o epilare clasică. Dar asupra glandei sudoripare nu are niciun fel de influență. Păi ce ai văzut vreodată oameni chei care să nu transpire pe chelie? Nu, este legat strict de activitatea glandei sudoripare. Există medicamente, însă medicație sistemică de tipul anticolinergicelor care administrate zilnic pot să inhibe secreția glandelor sudoripare. Însă există și o serie de reacții adverse la aceste tratamente, de exemplu tratamentele de tip clonidină. Reacții adverse care presupun uscăciunea mucoaselor, constipație, retenție urinară. Deci trebuie recomandate oricum de medic. Se poate agrava, așadar nu sunt recomandate fără... Care medii naturiste am auzit? De oțet? Am auzit de bicarbonat de sod? De asta am auzit. Neutralizează, oțetul pătează îmbrăcămintea. Am auzit de lămâie. Prea puțin. O doamnă ne scrie că n-a transpirat până la 40 de ani, după 40 de ani transpiră și transpirația îi decolorează îmbrăcămintea. Pentru că probabil balanța hormonală s-a modificat și atunci, sau poate să fie debutul unei hipertiroidii și atunci să se confrunte cu această activitate în exces a glandei sudoripare. Doamna doctor, mulțumim foarte mult că ne-ați răspuns la atâtor întrebări. Subiectul este unul foarte vast. Dar vă mai invităm și poate vedem o dată și noi o fază de toxină botulinică în axilă. Este o manevră simplă, nedureroasă. Și este definitiv rezultatul? Nu este definitiv, rezultatul este complet, adică activitatea glandei sudoripare este blocată, însă pentru o perioadă de 6 până la 8 luni. Și arăt și mai tânăr la axilă. Ah, nu faci geriduri. Mulțumim, doamna doctor.